Oameni buni, urmează cea mai haioasă farsă a sezonului, o farsă care îmi amintește de un banc. Un puș se duce la o doamnă și o invită la dans. Nu dansez cu un copil, îl refuză femeia. Ah, nu știam că sunteți însărcinată, îi răspunde puștiu. Bună, Maria, ai râs, ai prins-o. Așa și Andrei e beznea, băiatul de 13 ani care s-a dus la agățat. Iată ce nebunie de farsă a ieșit. Ascult muzică. Dar nu mai bine, dacă îți dau eu numărul meu, poți să mă asculti pe mine în căști? Ce drăguț! El este Alex Beznea. Nu are încă buletin, dar în schimb are replici haioase și glume savuroase. Iar astăzi își va încerca norocul cu fete. Salut, Alex! Salut! Astăzi facem următoarea farsă. Tu te duci la fete și le ceri Instagram, număr de telefon, Facebook, ce-o fi? Te rezolv, după 50 de lei. 50 de lei. Ok, și te rezolv. Vrei să fii și blondă sau ce? Da. Hai, lasă că eu sunt magros. Bine, hai, pa. Nu merge, nu. O să-mi dai și mie Instagram-ul tău în caz că te despoarți de el. Am 14 ani, dar o să mai cresc, promit. Cine știe, poate ieși și noi în oraș. Salut, am o provocare. Fii atentă. Deci, că mă grăbesc foarte tare. Nu, e repede, e o provocare așa rapidă. Fii atentă. Eu îți dau Instagramul meu, tu îmi dai Instagramul tău și suntem prieteni pe Instagram. Ia, super. Hai să ți-l dau. Ok, vreau să spun ceva. Mergeam pe stradă și mi-a căzut telefonul și mi-am pierdut numărul de telefon. Și mă întrebam dacă pot să mi-l împrumut. Da, un pic, numărul. Jur că nu-l fur. Telefonul? Nu, numărul. Foarte bună replica. Știu, mulțumesc. Vai, și mi-a mai venit încă o idee. Fii atent aici. Dar rapidă, te rog. Rapidă? Așa. Cam cât e numărul tău de telefon? E scurt sau rapid? Aici nu. Ok, atunci vorbim pe Instagram. Și la un suc, și sucul e rapid, de la mic. Un fel de șat. Eu am 14 ani, dar o să mai cresc și mă gândeam că poate mă aștept. Câte ani am eu? Nu. Și cât cam cât crezi? Păi nu știu, nu prea vreau să întreb, că știu că nu-i frumos să întreb. 25. Ah. Te-ai dus un pic în sus, nu-i așa? Nu prea m-am dus sus, cam 1,50 m și nu prea pot să... Da. A uitat să mă ude ai mei. Nu merge, nu? Nu o să faci cu eu dacă te dau. Nu știu, o să mă dau mare la prieteni. Da. Și mă gândeam, poate-mi dai Instagram-ul tău. Și mi-am făcut și WhatsApp. Bravo! Și e bun și numărul de telefon. Bravo, mă bucur pentru tine, nu ți-l dau. Ok, mulțumesc mult. Dacă Instagram-ul meu. Ok, e perfect atunci pe Instagram. Ok, e perfect. Da? Uite, asta sunt. Ok, mulțumesc mult. Da? Apropo, poți să faci cu mâna la cameră, te rog? Să te uiți vineri la măruț. Ok. Are 2000 ceva de followeri. Da? Am o întrebare, ea e prietena ta? Întrebăm doar. Ok. Aveți amândoi Insta? Da. Ok. Poți să-mi dai și mie Instagram-ul tău în caz că te despoarți de el? Sau ca așa, planul B? Nu? Nu, ești drăguț. Ok, mulțumesc. Ok. Păi uite, nu pot să ți-l dau cu el. Că ești cu el, am înțeles. Ok. Am 14 ani, dar o să mai cresc, promit. Eu am 19 ani. Măcar cu Instagram, da. 17 ani dacă am. Dar ce are? Serios acum? Ești gelos sau? Păi asta e cu tine, este partea ta. Ok. Și aș putea să fac și un selfie cu tine ca să îmi dea lumea like? E la o glumă. N-am frate nimic. O să faci cu mâna la cameră. Și să-mi promis că te uiți vineri la măruță. La măruță? La măruță. Hai că ți-o dau, hai că ești. Ok, perfect, mulțumesc mult. Îmi dai ce eu? Ce mai țin? Dar nu mai bine facem o poză. Ca să mă lau, să postez, mă iau toți. Te ajut. Ok. Stai puțin, să mă aranjez. Ah, ok, da, scuze, așteptăm. Cam încât, că vreau și să plec acasă. Știi că eu sunt și celebră. Da? Da. Nu te cunosc, îmi pare rău. Păi poți să te uiți, dacă nu mă cunoști, poți să te uiți vineri la măruță, că să faci mâna la cameră, pentru că toată treaba e filmată. Mulțumesc mult. Cine știe, poate ieșim și noi în oraș, că mai am și un prieten pentru... Adică... Sunt prea mică. Câți ani? 14. Mulțumesc. Da, poate mă aștepți, știi? Mergem până mai încolo și când ne întoarcem vorbim, ok? Mergeți până... Am mai auzit o replică asta, cum mergem? Okay. Da, ok, fie. Păi cine auziți, poliția?
Fă cu mâna la cameră, te rog, că e o farsă. Păi nu poți să mă treci și pe mine în agenda ta, te rog frumos. Păi hai că nu-i greu. Poți să-mi scrii numele, Alex Beznea, și vreau să zice așa o inimioară, că nu mă supăr, serios. O inimioară nu mă supăr. Mai multe, după aia e problemă, că... Hai că te caut pe Facebook. Mă cauți Alex Beznea, da. Te cauți, da. Te am acum. Poți să-mi-l dai? Hai, da. Hai, Alexandru Andreea. Alexandru Andreea, o, și pe mine, Alex, tot pe acolo mă cheamă. Să te uiți vineri la Măruță. Nu pot. Te uiți? Hai că mi-ai făcut-o. Practic, sunt perfecte. Da. Și mă gândeam, poate am putea să ieșim mai încolo, știi? Nu acum. Păi nu, ieșim peste vreo 10 ani. Păi tot mai mică nu ești. Și peste 10 păi ani. Păi da, nu puteți să mă așteptați, serios? Vorbim pe Instagram. Ok. Stați așa. Am mâna mică, am selfie stick-ul mic și nu... Super tare. Și ochelarii sunt super tare. Da. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru Instagram, n-aveam nevoie. Puteți face și cu mâna la cameră, că a fost o farsă. Ați văzut, așa se face. Nu mă bați, dacă ceri Instagram-ul. Ok, îmi dai și mie Instagram-ul tău? Da, sigur. Fii că sunt la poliție, dacă. Îmi dai și mie Instagram-ul tău, te rog? Super tare, și putem să facem și o poză. Că vreau să am poză cu Miss Universe. Știi? Super tare! Mulțumesc! Plăcere! Putem să ieșim și la un suc? După aia, dacă e. Dar fără el, că mi-e frică. Poți să faci cu mâna la cameră și să te uiți vineri la Măruță? Da, pe bune, serios!